Madalina, îți mulțumim. Revine căldura în București. Reprezentanții Radet au anunțat că de astăzi se rea furnizarea căldurii în apartamentele din capitală și asta din cauza temperaturilor scăzute din ultimele zile. Mai mult, regia de termoficare anunță că va cere modificarea legislației, astfel încât sistarea sau reluarea furnizării agentului termic să se poată face oricând în funcție de vreme. Autoritățile mai anunță că în această perioadă echipele de intervenție ale Radet vor fi disponibile în permanență, iar bucureștenii care au probleme sau au nevoie de informații suplimentare pot apela oricând la numerele de pe site-ul regiei.